Cât de simplă și frumoasă este viața. Trebuie doar să deschidem ochii și să găsim un echilibru real. Am pășit prima oară într-o sală de sport la vârsta de 4 ani și m-am îndrăgostit de gimnastica aerobică. Ani de muncă grea și hotărâre m-au dus în vârf. Cu 3 medalii la campionatul mondial, 2 de aur și una de argint, m-am simțit împlinită. Era timpul să merg mai departe, să găsesc adevăratul echilibru în viața mea. Pentru a descoperi acest lucru, trebuie să căutăm un echilibru între modul în care ne antrenăm și modul în care ne hrănim corpul. Doar câteva minute de exerciții pe zi ne pot ajuta să avem o dispoziție mai bună, mai multă încredere în sine, să slăbim, să avem o postură mai sănătoasă, un somn mai odihnitor și lista poate continua. Este esențial să mănânci corect, deoarece acest lucru reprezintă combustibilul pentru tot și toate. Ceea ce am învățat până în acest moment în viața mea este că echilibrul reprezintă, de asemenea, un concept dinamic. Faci pauze, dar nu te oprești. De multe ori, o simplă respirație conștientă poate ajuta. Echilibrul este atât fizic cât și mental. Starea de bine înseamnă să ai grijă de tine și să te respecti. Scopul final este atingerea acelui moment când echilibrul devine un obicei.